Primăria Năvodari anunță că începând de astăzi, 8 octombrie, cetățenii au putut începe demersurile privind depunerea de cereri pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia sărbătorii Crăciunului 2019. Cererile se primesc la sediul cantinei de ajutor social până la sfârșitul lunii noiembrie. Tichetele sociale se acordă următoarelor categorii de persoane: beneficiar de venit minim garantat, 6 tichete pentru fiecare persoană din familie; beneficiar de alocație de susținere a familiei, 6 tichete pentru fiecare persoană din familie; persoane încadrate în grad de handicap grav sau accent, 6 tichete pentru fiecare persoană; pensionari ai căror venituri proprii nete sunt mai mici sau egale cu suma de 1450 de lei pe lună, după cum urmează: venit net mai mic sau egal cu valoarea pensiei sociale minime în vigoare la momentul depunerii cererii, 6 tichete pentru fiecare persoană; cu venit net peste valoarea pensiei sociale minime până la 1000 de lei, inclusiv 5 tichete pentru fiecare persoană; cu venit net între 1001 lei, 1450 de lei, inclusiv 4 tichete pentru fiecare persoană; persoane cu vârsta peste 60 de ani, fără venituri, 6 etichete pentru fiecare persoană. Primirea cererilor persoanelor îndreptățite, însoțite de documentele aferente fiecărei categorii în parte, se face la sediul cantinei de ajutor social din Năvodari în perioada 8 octombrie-30 noiembrie 2019, de luni până vineri, între orele 8-12. Distribuirea tichetelor sociale se va face tot la sediul Direcției Asistență Socială în perioada 2 decembrie-20 decembrie 2019, în programul de lucru al instituției.